Din cauza vântului puternic și a faptului că unii oameni folosesc focul pentru a se debarasa de diverse deșeuri, au început să apară incendiile de vegetație. În Vrancea, peste 170 de pompieri, alături de 23 de autospeciale și de cetățenii care au dorit să dea o mână de ajutor, au acționat timp de 12 ore pentru stingerea unui incendiu care s-a întins pe raza comunelor Dumitrești și Gura Caliței. Flăcările au pus în pericol locuințele și anexele cetățenilor, fondul forestier și alte bunuri. Materiale. Suprafața afectată de incendiu a fost de 650 de hectare. În ultimele 24 de ore, echipajele pompierilor militari și serviciilor voluntare pentru situații de urgență au acționat pentru limitarea pagubelor și înlăturarea efectelor produse de incendiile de vegetație uscată pe raza comunelor Dumitrești, Gura Caliței, Bolotești, Popești, Tâmboiești și Țifești. Ca urmare a acestor incendii au fost afectate peste 650 hectare de vegetație uscată, mărăciniști, vegetație ierboasă înaltă, litieră, cioate și doborâturi. Incendiile de vegetație din România încep să semene izbitor cu cele din Chile și aici, din cauza vântului puternic, acestea se extind cu repeziciune, rezultând pagube materiale, dar și victime. În ultima perioadă, peste 112 persoane și-au pierdut viața în urma incendiilor de vegetație produse în Chile. We have winds of close to 40 or 50 kilometers per hour. This wind is hard because it carries lit leaves, branches, or pieces of wood, and each creates a new little fire that grows into more fires. That's the complicated part of this fire. Fac apel către să nu mai scape de Facem din nou apel către cetățeni să renunțe la curățarea terenurilor prin utilizarea focului deschis și arderea resturilor vegetale. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă. Incendiile de vegetație uscată, miriști și deșeuri menajere pot avea consecințe grave asupra comunității prin pierderi de vieți omenești, importante pagume materiale și afectarea mediului înconjurător. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc sau fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului în vecinătăți se sancționează contravențional cu o amendă cuprinsă între 1000 și 2500 de lei.